Salut! Sunt Robert și în filmulețul ăsta vreau să vorbesc un pic despre o chestiune care o tot văd prin zona asta de business și nu prea e foarte ok dacă mă întrebați pe mine. Bun, aș vrea să discut un pic despre chestia asta cu cifra de afaceri, că toată lumea cu care discuți e cifra de afaceri, frate. Deci vrea să facă cifră de afaceri la greu. Deci toată lumea dă-i pe cifră de afaceri, dă-i pe cotă de piață, dă-i pe cifră de afaceri. Da? Adică tot timpul trebuie să creștem, tot timpul trebuie să ne ducem în slăvi, în cer și niciodată, dacă nu facem cifră de afaceri, nu e bine. E bine, nu e rău, zic, da? Dar nu cred că este indicatorul către care trebuie să te uiți foarte, foarte, foarte ok, din punctul meu de vedere. De fapt, eu o să vă mai fac un filmuleț, la un moment dat fac o paranteză, o să vă mai fac un film despre cum se văd afacerile și cum evoluează un startup în România versus cum evoluează un startup în Statele Unite. Dar cum îl văd eu, că de fapt asta aici e problema, că e o diferență de abordare și o diferență de concepții. Da? La fel se întâmplă și aici. Chestia asta cu cifră de afaceri e o chestie pe care noi am preluat-o din afară și în care toată lumea e focusată pe cifră de afaceri, pe creștere, dă-i creștere, dă-i cifră de afaceri, bag acolo să avem cifră. Da? Nu este foarte ok și foarte sănătos din punctul meu de vedere. Foarte ok și foarte sănătos este să te uiți la profitabilitate. Adică, din punctul meu de vedere, e foarte ok să faci profit. Și cu cât faci profit cu un număr mai mic de oameni, și cu cât profitabilitatea e mai mare, cu atât e mai bine, cu cât cifra de afaceri, din punctul meu de vedere, creează complicații. Adică, cu cât vrei o cifră de afaceri mai mare, ea se poate obține în foarte multe cazuri, pentru că așa e făcută economia și așa e făcută lumea asta, se obține din volume. Adică cu cât faci mai multe volume, cu atât se faci cifră de afaceri mai mare și creșterea de volume este de obicei generatoare de cifră de afaceri. Creșterea de volume de obicei nu duce neapărat la o profitabilitate mai mare. Da? Creșterea de volume duce de obicei la o profitabilitate mai mică, adică profitabilitatea, dacă o să vă uitați așa pe anumite companii, urcă la un moment dat, după care scade în momentul când se cresc volumele și se crește cifra de afaceri, după care începe iară să urce și după aia iar începe să scade și tot așa. Da. Din punctul meu de vedere, sau modul meu de a face business, sau și așa îi sfătuiesc și pe alții să facă, este să se uite la profit și să încerce să maximizeze de fiecare dată profitul, chiar dacă asta nu înseamnă tot timpul creștere. Pentru că maximizarea profitului, profitul și banii pe care i-ai în buzunar, din punctul meu de vedere, sunt foarte importanți, mult mai importanți decât cifra de afaceri. Da? Pentru că cifra de afaceri e un indicator care te duce într-o zonă falsă, pe când profitul e un indicator care te duce într-o zonă reală. Adică ăla este rezultatul muncii tale, la final, în momentul când tragi linie, rezultatul muncii tale este profitul și nu cifra de afaceri. Da? Deci de asta trebuie cumva din punctul meu de vedere, ca oamenii care fac business și care lucrează în zona asta, să-și schimbe un pic optica și să se orienteze mai mult către profit și către maximizarea profitului decât către maximizarea cifrei de afaceri. Este adevărat că cifra aia de afaceri, printr-o relație directă sau indirectă, dar care e destul de complicat de controlat, duce și la mărirea profitului. Nu la mărirea profitabilității, atenție, pentru că sunt două lucruri diferite, ci la mărirea profitului. De ce? Pentru că profitul reprezintă un oarecare procent din cifra de afaceri. Pe măsură ce cifra de afaceri crește, prin aplicarea aceluiași procent, crește și profitul. Da? Nu crește, în schimb, profitabilitatea. Profitabilitatea înseamnă că, având o cifră de afaceri, pe care, de exemplu, o păstrezi constantă, ți se mărește procentul din cifra de afaceri prin care faci profit. Deci mărirea profitului se face prin mărirea procentului. Asta înseamnă o eficiență mai mare și o profitabilitate mai mare. Cifra de afaceri de obicei duce la o scădere a profitabilității, adică procentul din cifra de afaceri care reprezintă profitul este de obicei mult mai mic pe măsură ce cifra de afaceri se mărește. E adevărat că în foarte multe cazuri mărirea cifrei de afaceri duce la mărirea valorii absolute a profitului, datorită faptului că chiar dacă se aplică un coeficient mai mic dacă profitul reprezintă un coeficient mai mic din cifra de afaceri, valoarea
absolută a profitului crește. Da? Dar asta înseamnă complicații suplimentare în business, operațional foarte mult și complicații operaționale, bătăi de cap suplimentare și toate celelalte care decurg din mărirea complexității și din mărirea volumului. Da? Cam asta vreau să vă spun și cam asta e concluzia din punctul meu de vedere. Concluzia este că, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne uităm mai mult către partea de profit și să încercăm să maximizăm profiturile decât să ne uităm către cifra de afaceri și să încercăm să mărim cifra de afaceri. Da? Ăsta este un model de business bazat pe creștere care vine foarte mult din zona aia de Statele Unite. Și o să vă explic într-un alt filmuleț cam cum se văd afacerile sau cum le văd eu că evoluează afacerile acolo, văd cum le văd că evoluează afacerile în România. Că aici trăim și aici ne desfășurăm activitatea și e bine să ne referim la România. Mulțumesc cam atât, dă click pe subscribe și pe clopoțel pentru a te anunța YouTube că mai pun filmulețe pe aici și a rămâne în contact. Și îți mulțumesc că rămâi alături de mine și că vezi filmele astea. La revedere!